simularea la BAC nu prea a fost luată în serios de către elevi. Cei mai mulți tineri nu și-au dat silința pentru că notele obținute la simulare nu le vor afecta mediile generale. La proba de astăzi, absolvenții de liceu au avut de ales între biologie, filozofie, fizică sau chimie. Dacă pentru unii elevi examenul a fost floare la ureche, pentru alții simularea a fost un simplu test fără miză. La Colegiul Tehnic Transilvania, de exemplu, câțiva elevi întârziați au rămas pe afară. Văd că ai întârziat. Aparent. Crezi că te mai primește? Da, bineînțeles. Era sigur pe el că va reuși să-și testeze cunoștințele la biologie, însă paznicul i-a dat planurile peste cap. 2 minute am întârziat. Și eu ce să mă? Sunt deschide. Degeaba aș deschid. Cum intri în școală? Că n-am cheie. Doamna directoare. Da, vă lasă. Cum se lasă dacă nu-i nimeni aici? Și nu a fost singurul care s-a lovit de refuzul paznicului. Și dacă nu te lasă să intri, ce să faci? Nu știu, să sar gardul. Dar înțeles că și școala e cu ea. Nu știu, mergem la doamna directoare, ne rugăm de ea. Dar de ce ați întârziat? Normal, la 8:30 trebuia să fiți în clasă. Da, dar ne-am trezit mai greu. Așa că întârziații au făcut cale întoarsă și au plecat acasă. Colegilor însă au ieșit din sală la 1:30 de la începerea examenului. Dar nu știu cum a picat, am iau 5-6. Ce, a fost greu? A fost destul de greu. N-am învățat deloc, am vrut să văd cam la ce nivel sunt. M-am dat la chimie și mi s-a părut subiectul 1 și 2 ușor. Subiectul 3 a fost mai dificil, dar am rezolvat un pic bine. Ce notă sper că o să obții? Vreo 6. Și dacă tot aveau creierul plin de informații, am testat și noi câțiva absolvenți de liceu. Dacă te întreb care e formula apei, știi să-mi zici? Da, H2O. Gastrita este o boală a sistemului digestiv, excretor, muscular sau nervos? Digestiv. Minunea nu a ținut mult. Etropa lui Eustachiu face legătura între ce și ce? Nu știu, habar n-am. Nici de copiat nu le e teamă elevilor. La testul echipei observator, un tânăr a tras cu ochiul în foaia cu răspunsuri. Din regnul plante fac parte ascomicetele, bacteriile, bazidiomicetele sau gimnospermele? Regnul plantelor? Da. Cred că răspunsul de... Te uiți pe foaia mea? Păi da, nu mai rețin exact. După așa un răspuns, a urmat un final pe măsură. Uretrele aparțin căror căi? Uretele? Da. Sistemului sexual, digestiv.